Bine v-am regăsit! Astăzi vă prezint o rețetă simplă de banane în pijamale. Este o mâncărică pe care am oferit-o la micul dejun bebelușului meu. Așadar, pentru a prepara aceste banane delicioase, avem nevoie de 2 banane coapte, un ou, 150 de ml de lapte, 2 lingurițe de ulei, 100 de grame de făină, 4 grame de praf de copt și un plic de zahăr vanilat. Pentru început, vom bate oul împreună cu uleiul și cu laptele. Adăugăm apoi zahărul vanilat, praful de copt și făina treptat, amestecând constant pentru a nu face cocoloașe. După ce compoziția este gata, tăvălim fiecare felie de banană prin compoziție. După cum puteți observa, am tăiat banana puțin mai gros. Punem o picătură de ulei într-o tavă antiaderentă și prăjim, între ghilimele, bananele ca pe clătite în tigaia încinsă. Așa arată bananele, sunt foarte aspectoase și foarte gustoase. Opțional, la final, puteți pudra cu puțin zahăr pudră, iar bananele se pot servi cu fructe sau cu iaurt sau cu ce doriți voi. Mulțumesc că ați fost alături de mine! Pe curând!